Primarii spun că toată lumea trebuie să se gândească la faptul că vin alegerile și că va fi nevoie de ei. Edilii din PNL sunt nemulțumiți că PSD-iștii și-au pus prea mulți oameni în funcții, iar ei nu. Suntem nemulțumiți de zvonurile care apar în fiecare zi, precum că se schimbă directori sau directorul Braia se va schimba și asta firește, ne nemulțumește pe toți, pentru că până la urmă noi în Braia n-am văzut un om politic, am văzut un profesionist. Președintele partidului Dian Popescu spune că alianța de la Gorj nu se poate rupe așa ușor și că nu se bagă în problemele ce țin de sectorul energetic. Am auzit de aceste declarații, sunt la București, nu se poate rupe USL-ul. Este o declarație la caz, dar o declarație care arată nemulțumirea primarilor vis-a-vis de anumite schimbări. Eu nu mă amestec în complexul energetic Oltenia pentru că nu mă amestec politic. Dar primarii cer păstrarea domnului Braia în funcție de directorul Rovinar, din simplu motiv că se înțeleg foarte bine cu el vis-a-vis de retrocederi, vis-a-vis de colaborarea între autoritățile locale și compania energetică Oltenia. Liberalii pierd în ultima vreme funcție după funcție. Aceștia au rămas fără posturile negociate de prefect, viceprimar, iar acum din minerit.